atunci când vom colora, când vom da viață, vom da culoare păpușicii gorjus, trebuie să știm că este colorată în culori foarte vii și foarte contrastante ca și nuanțe. De regulă, păpușile gorjus sunt șatene spre brunet, au ușoare șuvițe în păr, mai mult decât șuvițe, mai multă lumină, de fapt, are în păr, o ușoară strălucire a părului, nu neapărat șuvițe, da? Strălucirea întotdeauna este foarte mare pe breton și pe 2-3 șuvițe care încadrează fața. Aici este foarte important de reținut, iar creștetul întotdeauna este foarte intens colorat. Creștetul nu are șuvițe lucioase. Fața, aproape întotdeauna la păpușica gorjus are bujori, da? Este important de aplicat acești bujori pe fața păpușicii gorjus. Ochișorii întotdeauna sunt foarte bine stabiliți, destul de depărtați și foarte negri. Foarte negri, alungiți, cu pupile, fără alte elemente, două pupile ușor albe. Mijlocul feței păpușicii gorjus, acolo unde ar trebui să fie nasul, este foarte tare luminat. Aici întotdeauna va trebui să folosim culori deschise, foarte deschise, ori alb pur, ori culorile feței amestecate cu alb, astfel încât să luminăm zona aceasta și să nu dea impresia că îi lipsește ceva. Noi ne uităm la această păpușică, dar nu-ți dă impresia că ceva i-ar lipsi. Chiar dacă ei lipsește nasul și gura, păpușica asta este în armonie totală, din cauza faptului că este foarte luminat mijlocul feței. La rochiță puteți să vă dați liber la imaginație, n-are nicio importanță cum anume faceți rochița, importanță are cum anume ascundeți mâinile sub rochiță. Întotdeauna mâinile păpușicii vor fi ascunse, palmele, da? Vor fi ascunse sub rochiță, ei se vor vedea doar braț și antebraț, atât. Se va vedea la această păpușică și foarte important, părul, mai zic o dată, părul încadrează foarte clar fața, foarte, foarte ferm, foarte strict încadrează fața, fără alte umbre, foarte ușoare umbre, dacă chiar doriți puteți să-i dați, dar nu prea multe, da? Părul încadrează așa brusc fața, atât breton cât și codițe sau părul despletit așa cum îl are.
Thank you.